asta bingo. Deja aveai și pe Adina Halas cu tine. Da, acolo, pe ea, acolo ne știam dinainte, dar acolo am fost selecționate deci împreună. Noi ne știam pentru că lucram la aceeași agenție de modele. Au început să fie tot felul de colaborări cu emisiunile Antenei. Atunci m-am îndrăgostit de televiziune și am zis asta vreau să fac. Doi ani am lucrat la bingo, după care am început colaborarea cu Noaptea Târziu. Și practic, din momentul ăla am devenit angajată Antenei. Tu erai roșcat atunci, nu? Și nu eram, eram brunetă bine, Vica. Brunetă și brunetă și cu părul foarte lung și crez. Și ai plecat la Noaptea Târziu. Așa, și am plecat la Noaptea Târziu, acolo unde eram angajată ca redactor. Eu eram redactor, noi făceam muncă de redacție, dar asta nu se vedea la televizor. Trebuia să facem documentarea pentru fiecare invitat, făceam un fel de pre-interviuri cu fiecare invitat și acolo am cunoscut mari actori, am cunoscut oameni de valoare pentru că la Noaptea Târziu. Și pe Mircea acolo ai cunoscut? Pe Mircea l-am cunoscut înainte, pentru că am mers și la Teo și Mircea la matinal. Adică am prins timp de 2 ani, am prins mai multe variante și îl știam. De el mai mult sau lui de tine? Păi, ce mai contează? Păi, uite unde am ajuns! Ce mai contează? Uite, știu unde am ajuns acum, ce să mai, să păi, ne mai luăm? Și care e faza? Eu sunt genul ăla convențional clasic, adică bărbatul trebuie să mă curteze. Da. Deci eu nu sunt genul, îl sun eu, că nu. Păi că, stai puțin. Și cu asta ți-am spus totul, Vica. Că voi sunteți o familie foarte mișto. Toată lumea știe. Adică mereu nu am înțeles niciodată de ce niciodată n-ați vrut să vorbiți despre lucrul ăsta. Despre familia și despre relația. Și cumva și nu v-ați căsătorit. Eu, adică era tot timpul așa un fel de... Care a fost faza? De ce ești așa? De ce sunteți așa secretoși? Mă, nu mi se pare că sunt în vreun fel, adică sunt exact așa cum simt. Eu, ca și structură, sunt genul care nu vorbește. Adică mi se pare cumva îmi și protejez relația în felul ăsta și uitându-mă înapoi n-aș face lucrurile altfel. Este într-un felul meu de a avea grijă de noi. Adică, e genul de bărbat care te susține? Din punctul ăsta de vedere, e omul pe care oricine și l-ar dori. Dacă vorbim de susținere, de loialitate... Asta nu ce vedem noi pe cameră, ți-e clar? Nu știu ce, nu vezi, mie mi se pare că se vede și pe cameră. Este un tip cu o sensibilitate aparte și cu o inteligență ieșită din comun și lucrurile astea, de multe ori, dacă nu stai să le vezi mai cu atenție, pot fi interpretate ca fiind aroganță. De ce n-ai vrut să te măriți niciodată? Pentru că n-am avut niciodată fantasma asta. Eu și atunci nu când eram mică... Nu te interesează ce spunea societatea? Nu. Eu nu m-am visat niciodată mireasă. Nu mi-a plăcut genul ăsta de cum să spun eu, de exprimare a angajamentului. Nu te-ai văzut la nuntă cu mulți invitați? Nu m-am văzut niciodată la nuntă și nu mi-a plăcut, mi-am dorit toată să fiu mireasă. Am fost mireasă, m-am îmbrăcat în mireasă de nenumărate ori pentru că fiind model, cred că am prezentat ochii de mireasă luni de zile. Nu mi-am dorit pentru mine asta. N-am simțit această formalitate ca rezonând cu felul meu de a fi. Și pentru că am găsit un om care simțea la fel, da, mama, mi-am și permis să fac. Nu ți-a zis, fata mea, totuși trebuie. Ba da, am trecut prin foarte multe etape. Cred că ani de zile lumea nu mă întreba altceva. Bună, când te măriți? Bună, dar de ce nu te măriți? Bună, dar de ce nu faceți copil? Asta era după aia. Maica mea săracă a întrebat și ea o perioadă după care s-a săturat, a zis, lasă, nu mai. Hai să ne înțelegem, mie nu-mi place ideea de nuntă în care eu să fiu mireasă. Eu sunt invitata perfectă la nunți, mie îmi place la nunți de mor. Tu ai face nuntă personajele mare? Principale? Nu! Nu, păi dacă n-am făcut, aș face o nuntă deloc. Am înțeles, nu, dar dacă ai fi, prin absurd. Prin absurd, adică... Prin absurd, credem, m-aș duce la unde? La primărie, aș semna ce e desemnat, am mers la o cofetărie cu mama, cu tata și... Atunci, la Vegas, aș fi fost și fan. La un restaurant cu niște prieteni și gata. Chiar și Mircea a vrut să se asigure că chiar nu vreau. Și a zis, băi, te cer oricând, dacă vrei, te cer o dată pe lună ca să ne asigură. Și s-a asigurat el că
Băi, așa e modelul, așa e materialul, nu vrea. Voi ce face seara acasă când ajunge acasă? Bună, iubirea, copilul, Noi nu ne întâlnim. E simplu, că unul este la TV, altul e acasă. Deci nu ne întâlnim niciodată seara. Uite, vezi? Regulă de bază. Într-o relație reușită. Ce faci seara? Nu-l vezi pe partener decât la televizor. De câți ani sunteți împreună? Asta e tare, da. Ah. Știi că n-am spus niciodată, mă crezi că nu știu, dar sunt peste 15. Cred. 15. Peste 10 sunt sigur. Sunt peste 10 sigur, dar nu știu să spun exact când, pentru că niciodată mie nu mi-a plăcut asta cu să... Eu nu știu ziua în care să ține minte ziua și să sărbătorim în fiecare. Doamne, mi se pare atât de plictisitor. Cum te-a cucerit Mircea? Hai să zicem așa, fiecare înțelege ce vrea. Dacă Mircea își pune în cap să-l placi, n-ai nicio șansă. Serios? Da. Deci dacă Mircea vrea să fie plăcut... Da, a luat mult ești timp. Victimă, sigur. Okay, da, a luat... Nu, sunt convinsă. E și se vede asta și din faptul că are emisiune de... E extrem de carismatic. E arătos și... Peste 20 de ani. Dar cât timp a luat lui să te cucerească? Și ai spus, băi, this is the one. După cât timp ați mutat împreună? Noi, până să rămână sărcinată, noi nu am stat împreună, pentru că nu... De ce am fi stat? Deci tu, nu, noi am stat Vlăduț împreună doar în momentul în care a apărut Vlăduț. Noi n-avem o, să zicem, n-am avut așa genul de relație tipică. Am fost de la început mai neconvenționali. Țineți la libertate. Și am funcționat foarte bine așa. Adică rețeta noastră de relație a funcționat. De-aia e atât de longevivă și iată că... Multe. Bun, okay, e necesar. Da. Ei, și atunci n-am simțit nevoia să ne mutăm împreună decât atunci când era evident. Adică am zis că avem un copil, copilul trebuie să aibă o mamă și tată. Te-ai văzut, înțeleg.